calitate. Mi-ar fi plăcut să vorbesc fără microfon, mai cald, mai apropiați unii de alții și sufletește, dar colegii de la Tehnic ne spun că va trebui toți să folosim microfonul pentru ca prietenii și colegii noștri de la presă să poată recepta și capta sunetul, iar ceea ce dumneavoastră veți spune în acest curs universitar, cu atâția profesori, îl numesc eu, să se facă auzit și celor care doresc să intre puțin în corola de frumuseți intelectuale pe care dumneavoastră ni le veți oferi. Numele meu este Ana Sevan, mă bucur să vă văd, să vă revăd, să vă mulțumesc că sunteți aici și să vă amintesc sau să vă spun că în urmă cu 5 ani, cred că era 2017, anul 2018, noroc Olga de noi cu literatura că mai uităm matematica și avem altă matematică, în 2018, într-o zi de aprilie, martie chiar, amintirile, într-o zi de martie, ne-am adunat aici, în sala mare a primăriei Turda, un grup de doritori de cultură și de revistă culturală și de informare culturală în orașul nostru. Iată că de atunci au trecut 50 de luni, timp în care revista s-a născut la început, a continuat să existe, prin efortul uneori, de multe ori grație preocupărilor domnului redactor șef Emil Rănăștoan, colaboratorilor distinși din întreaga țară și colectivului de redacție prezent parțial aici, iar tuturor acestor oameni le mulțumesc. Dați-mi voie să vă adresez din partea domnului primar al municipiului Turda, Cristian Matei, un bine ați venit. Dumnealui nu a putut să fie astăzi prezent, dar dacă a fost cineva chiar la început de lucruri care a spus da pentru această revistă, acela este fără îndoială primarul orașului nostru. Eu zic să nu mai vorbesc și să-mi imaginez că suntem la un curs de la ora 13:30. La ce universitate ați dori dumneavoastră? La orice universitate din țară sau din străinătate, din Europa la Pateș? La ce? La Iași, la Baia Mare, la Iași, la Cluj, la București, oriunde cultura până la urmă nu ține strict de o universitate. La ce facultate totuși? La teologie? Să ne imaginăm că suntem? Sau la arte plastice, depinde la cine mult, ba nu la istorie, ba nu. La litere s-a stabilit, la litere. Și să începem să vă ascultăm. Pentru mine ceea ce urmează este un curs universitar în care nu voi avea un singur profesor, ci mai mulți pe dumneavoastră, pentru că prelegerile pe care le-ați pregătit formează așa o corolă de lucrări de specialitate, fiecare pe graiul său, grai însemnând disciplina în care dumneavoastră vă manifestați activitatea. Domnule Emil Rănăștoan, vă invit să veniți un pic aici, să ne amintiți, să ne spuneți câteva aspecte legate de aceste ecouri, de o revistă care face parte din galeria revistelor de profil, având un loc onorabil, pot să-l numesc eu, și ne bucurăm pentru asta. Felicitări dumneavoastră și celor alături pe care lucrați. Bună ziua și bine ați venit la această sărbătoare a publicației Ecouri. Deci Ecouri la numărul 50 și din câte știm, s-ar putea aici să ne înșelăm, din toate publicațiile culturale, deci de această factură care s-au editat la Turda de-a lungul vremii, deci de peste 100 de ani, niciuna nu a ajuns la numărul 50. Au fost pagini literare turdene, editate de scriitorul și profesorul Teodor Mureșanu, ca și longevitate are din 1934 până în 1943, însă din cauza aparițiilor neregulate, se pare că nu a ajuns la numărul 50. În fine,
Noi am început în 2018, deci eu vă spun, am început această revistă după 19 ani de jurnalism, după ce am scris la publicații din Turda și din Cluj, după ce am editat publicații în Turda, și atunci am hotărât că e vremea să mă dedic jurnalismului cultural, jurnalismul, genul de jurnalism care mi-a plăcut cel mai mult, m-a atras cel mai mult întotdeauna. Am avut ideea asta, am venit la domnul primar, i-am spus-o, mi-a spus, inginerește, Emile, du-te, sfătuiește-te cu directoarea de la Casa de Cultură, puneți pe hârtie ce vreți și cum vreți și în două zile veniți la mine. Ei, în două zile ne-am prezentat amândoi ca doi elevi conștiincioși la domnul primar și a zis, treaba se face. De acolo încolo a fost sarcina noastră să avem grijă de revistă, a colaboratorilor și a, mă rog, oamenilor din jurul revistei. Ce am făcut? De la bun început am spus, dacă revista se rezumă la nivel de Turda și în ceea ce privește colaboratorii și în ceea ce privește răspândirea, o să ne sufocăm, o să murim încet. Și am vrut o revistă după modelul paginilor literare al lui Teodor Mureșanu, unde să ne atragem colaboratori de calibru din țară, și am reușit și români stabiliți în străinătate care colaborează și grație cărora despre revista Ecor se povestește, se vorbește la Paris, se vorbește la Madrid, se vorbește în Canada și în alte locuri de care poate noi nu știm, la Chișinău. Bun. Ei, încet, încet s-au adunat 50 de numere, 50 de luni de eforturi susținute, făcute de peste 70 de colaboratori. Unii au scris sporadic, alții scriu, sunt consecvenți și scriu aproape număr de număr. Deci eu nu-i mai amintesc aici, o să vorbim în particular, o să discutăm. La fel, nu o să fac un pomelnic a invitaților, o să discutăm noi între noi. Am încercat să mai prezint pe unul altuia și o să facem asta și după ce se încheie partea întâi, sesiunea de comunicări. Ce vreau să vă mai spun, deci eu ca personal am satisfacții de când editez revista asta, am satisfacții pe care nu le-am avut în ceilalți 19 ani de jurnalism. Grație acestei reviste, vă spun numai atât, nu mi-a plăcut niciodată să mă laud, am învățat că în ziua de azi e bine să te mai laud și singur să mai dai și din cote. Grație revistei sunt și mi s-a oferit, mi s-a propus și am devenit membru a asociației La Maison Romaine din Paris, Casa Românească, și a fundației general Grigore Baștan, primul general parașutist, întemeietorul școlii militare de parașutism din România, grație articolelor scrise în această revistă. Acestea fiind spuse, rămâne ca doamna directoră a Casei de Cultură Turda, profesoara Ana Sevan, să vă prezinte programul, să vă invite pe fiecare la cuvânt și să ne derulăm programul până la capăt, așa cum... Mulțumesc! La începutul programului nostru, domnul părintele Grigore Marchiș ne-a rugat să ne rugăm. O face asta de fiecare dată când ne întâlnim, pentru că noi așa putem considera întreaga lume o biserică enormă. Iar pentru că e săptămâna luminată, luminate să ne fie sufletele și mințile și vă mulțumesc pentru acest moment. Rugăciunea noastră va fi imnul bisericii, adică Hristos a înviat, pe care vă rog să-l cântăm împreună de 3 ori, așa cum facem și la biserică, împreună. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-i.
s-a înviat din morți cu moartea premoartei călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos s-a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Acum că am pus temelia cea bună, singura care rămâne în veci, putem purcede la prezentarea gândurilor și a experiențelor pe care această grupare a revistei ne-a determinat să le simțim și să ne îmbogățim prin ele. Doamna director. Mulțumim frumos. Începem seria prelegerilor și mă uit spre domnul Liviu Pârjol, locotenent colonel în rezervă, venit de la Baia Mare, care va susține în cadrul sesiunii noastre o lucrare cu numele Maramureș, o magistrală a românismului. Îi rugăm pe fiecare dintre vorbitori să ocupe locul dascălului. Acela este microfonul pentru vorbitori, da, se poate, vă puteți așeza, puteți să scrieți pe tablă, puteți să vedeți dacă luăm notițe. Vă mulțumim tare frumos, domnule Pârjol, că sunteți aici. Mulțumesc frumos, Hristos a înviat. Domnule primar al Comunei Vișoara, doamna director, preacucernici părinți, distinși invitați și stimați participanți, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitație și pentru onoarea de a fi din nou în această frumoasă clădire reprezentativă a municipiului Turda. Și acum am aceleași emoții ca și la sfârșitul lunii noiembrie 2018, când împreună cu un colectiv de moroșeni am refăcut traseul de la Sighetul Marmației la Alba Iulia, cu 10 căruțe, în semn de omagiu pentru delegații din Maramureș, de dincolo și din Coace de Tisa, care au plecat spre Alba Iulia la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, iar în drumul nostru am fost primiți tot aici de domnul primar și membrii Consiliului Local, alături de un foarte numeros public, cu o căldură sufletească aparte. Turda, localitatea mea dragă, unde m-am născut și unde mi-am petrecut un sfert de viac din viață. Ca și atestare istorică, este printre așezările vechi și importante ale României, care s-a dezvoltat în lunga râului Arieș. În urmă cu circa 2000 de ani, localitatea s-a numit Potaisa, toponim de origine dacică. Aceasta ar fi rămas la stadiul preurban de evoluție un târg dacă n-ar fi intervenit evenimentele politico-militare în istoria Daciei de la începutul secolului al II-lea după Hristos. După cucerirea Daciei de către romani, în urma celor două războaie, mica localitate de pe malul Arieșului își păstrează numele autohton, dacic. Potaisa cunoaște o dezvoltare aparte abia după instalarea în vecinătatea ei a garnizoanei Legiunii a 5-a Macedonică. Statul devine municipium în timpul împăratului Septimius Sever și se pare că mai apoi atinge cel mai înalt rang municipal, cel de colonia, în timpul aceluiași împărat. Dezvoltarea Turzii este favorizată de poziția orașului situat pe drumul imperial și în apropiere de culoarul navigal al Mureșului, de resursele naturale bogate din zonă, precum aurul din munții Apuseni și sarea. După ce Legiunea 5-a Macedonia va părăsi Potaisa, orașul înfloritor începe să decadă treptat. În următoarele două secole, orașul se ruralizează.
Principala bogăție totuși rămâne în această epocă sarea. Istoria medievală a Turzii este indisolubil legată de exploatarea sării. Toponimul Turda apare pentru prima dată în documente în anul 1075, fiind menționat în legătură cu această activitate. Este vorba despre un act emis de regele Ungariei Ghezan I. În secolele 14-17, Turda s-a dezvoltat mult și în cadrul progresului general pe care îl cunoaște economia Transilvaniei, în special al mineritului, dezvoltarea economică duce la ridicarea unor construcții importante în oraș. Turda se dezvoltă atât din punct de vedere economic cât și urbanistic. În această perioadă avem atestată ca și construcție importantă a orașului și Casa Cămării, actualmente Muzeul de Istorie al municipiului. De-a lungul istoriei, la Turda au avut loc o serie de evenimente politice tulburi care au marcat istoria acestor locuri. În 1438, la Turda este semnată Unio Trium Nation, Uniunea celor trei națiuni, act prin care românii au fost împiedicați să participe la viața politică a țării. Pe fondul răzvrătirilor, la început și apoi prin răscoarele țărănești, care se extind întreaga Transilvanie, cetele de răsculați de la Bobâlnă au cucerit Clujul, Turda și Aiudul. După înăbușirea răscoalei, la Turda au fost trase în țeapă și spânzurate 9 căpetenii ale răsculaților. Turda, din păcate, a suferit distrugeri și în timpul luptelor purtate de Mihai Viteazu cu nobilimea maghiară răsculată, precum și vremurile tulburi care au urmat în Transilvania după asasinarea dormitorului, când armata împăratului Rudolf, condusă de generalul imperial George Basta, s-a dedat la grave excese, incendii și devastând orașul. Un alt eveniment care am ținut neapărat să-l amintesc, legat de distrugerile care au avut loc în Turda, a fost războiul purtat între Curuți și Lobonți, când Turda a fost incendiată, jefuită și prădată în repetate rânduri sub domnia principului Francisc al II-lea. În armata sa au luptat pe lângă foarte mulți nobili transilvaneni și vestitul maramureșan Grigore Pintea din Măgoja, având rangul de capitan, cunoscut în istorie ca Pintea Viteazu. Tot în Turda, în 1810, la Biserica Între Români, a fost ales ca episcop ortodox Vasile Moga, iar în 1847, la aceeași biserică, este uns ca episcop ortodox și cunoscutul revoluționar pașoptist Andrei Șaguna. În perioada modernă, o contribuție majoră și semnificativă la dezvoltarea orașului l-a avut familia nobiliară românească Rațiu de Noslac. Prima personalitate importantă a familiei a fost preotul greco-catolic Bazilu Rațiu, cel care a construit Biserica Rățeștilor, sfințită în 1839 și care a donat o mare parte din averea sa construirii primei școli românești din Turda. Dar, de departe, cea mai mare personalitate a familiei a fost dr. Ioan Rațiu, om politic remarcabil, jurist de mare valoare și prestigiu. Dr. Ioan Rațiu a fost un luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. Este unul din inițiatorii și coordonatorii mișcării memorandistice din anul 1892. Dr. Ioan Rațiu a lăsat un testament posterității celebrele lui cuvinte: existența unui popor nu se discută, se afirmă. În 1848, Ioan Rațiu a organizat o legiune împreună cu fratele său Partenie, Verisei primar Ioan Rațiu Tribunul și Nicolae Mureșan, martir pașoptist, și Alexandru Arpadi, alt martir pașoptist, al cărei comandant a fost capitanul Cezaro Crez Grație. Această legiune a fost implicată în mai multe lupte contra armatelor revoluționare maghiare, mai ales în iulie 1848, în lupta împotriva baronului Farcaș Chemeni, colonel militar de carieră, care a fost înfrânt și scos din munții Apuseni. Practic, în activitatea care a desfășurat-o, după terminarea studiilor, a obținut doctoratul în drept. A început avocatura, apoi așa,
apoi și-a continuat activitatea politică, fiind unul dintre cei mai importanți oameni din Transilvania, deținând funcția de președinte al Partidului Național Românesc din Transilvania pe timp de 10 ani. Dacă Turda mea natală este mândră de avocatul Ioan Rațiu, la rândul său Maramureșu, care de mai bine de 30 de ani a devenit casa și locul meu, se mândrește cu Gheorghe Pop de Băsești și mai ales cu preotul dr. Vasile Lucaciu. Acesta a fost unul dintre cei mai apriși susținători ai încetării persecuțiilor maghare la care erau supuși românii transilvaneni. Determinant a fost și vasta sa activitate publicistică referitoare la nenumăratele și inacceptabile nedreptăți suferite de românii din Transilvania. Prin articolele scrise în ziare, în discursurile ținute de-a lungul peregrinărilor sale prin Țara Muților, a atras ura autorităților maghiare care l-au întemnițat. Propaganda acesteia în favoarea drepturilor și libertăților românilor i-au adus imaginea de profet al românilor, ajungând să fie foarte iubit de țăranii români. Dorința lui acelbă de a înlătura asuprirea românilor a condus la readucerea lui în închisoare pe nedrept de nenumărate ori, la cenzurarea corespondenței și izolarea sa, totul pentru a-l reduce la tăcere și a-i bloca astfel legătura cu poporul. Devenind o celebră și foarte importantă voce pentru libertatea românilor, dr. Vasile Lucaciu a fost și emblema grupării memorandistice din anul 1892, acesta jucând un rol deosebit de important în lupta pentru Uniunea Națională. Memorandumul a reprezentat un alt factor determinant prin care ardelenii și-au exprimat dezacordul total privind tendințele de deznaționalizare promovate de autoritățile ungare, iar pentru rolul său activ, dr. Vasile Lucaciu a fost condamnat la 5 ani închisoare și cea mai mare pedeapsă acordată unui memorandist. A fost supranumit Leul din Șișești, devenind un personaj de legendă pentru români, foarte apreciat și ascultat, și pe cel care știau că luptă pentru drepturile lor naționale. Iar afirmația, acolo unde sunt eu, acolo bate inima Ardealului, reprezintă chintesența trăirii domniei sale. Un alt demers al acestui mare patriot a fost acel prin care a militat intens pentru intrarea României în război de partea puterilor antante, în vederea realizării întregirii țării. În același timp, trebuie menționată și apreciată dimensiunea internațională a activității sale, acesta fiind cel care avea să meargă în Rusia pentru organizarea zecilor de mii de prizonieri ardeleani din leagărele rusești ce doreau să se înroleze în armata română, după care pleacă în Statele Unite pentru a susține cauza românească. După încheierea păcii de la Buftea București, merge în Franța. A fost cooptat și în Consiliul Național Român, care practic a devenit un adevărat guvern în exil al României. Din Franța pleacă în Italia, unde contribuie la formarea unor unități militare românești, constituite din voluntari, din rândul prizonierilor români ardeleni, care făcuseră parte din armata română-austro-ungară. În același spirit și având o voință supraomenească, pleacă la Geneva, promovând și aici interesele românești și depunând eforturi serioase pentru recunoașterea Marii Uniri. Decorat post-mortem de către primul ministru Ionice Brătianu cu Ordinul Steaua României în grad de mare comandor, dr. Vasile Lucaciu și-a dedicat întreaga viață pentru cristalizarea unei Românii libere, unite și pentru destinul comun al generațiilor trecute, prezente și viitoare. Octavian Goga, poetul pătimirii noastre, afirma despre dânsul următoarele. Oriunde a fost Ardealul luptător, oriunde s-au afirmat drepturile lui de existență, fie că s-au răscolit valurile sentimentului popular dincoace și dincolo de Carpați, fie că s-au strigat adevărurile în fața dușmanului sau în obrazul umanității, oriunde a fost risipire de energie, oriunde a fost conspirație, oriunde a fost suferință pentru neam, pretutindeni înseamnă că așa a voit să fie, așa a hotărât să se întâmple acest popă din Șișești, mândru ca un senator roman și frumos ca un cardinal de pe vremea renașterii italiene. Pentru cinstirea memoriei doctorului Vasile Lucaciu, considerat una dintre cele mai importante personalități culturale și politice și istorice ale românilor ardeleni din perioada dualismului,
austro-ungar, militant pentru drepturile românilor din Transilvania, pentru recunoașterea eforturilor depuse în realizarea Marii Uniri, la 8 martie 2022 a fost declarat și legiferat de către Parlamentul României, poate puțin cam tardiv la 100 de ani de la decesul său, erou al națiunii române. Ca o reparație istorică, dar și morală, privind covârșitoarea personalitate și dăruirea sa totală pentru realizarea idealurilor propuse și în memorandum, chiar dacă nu a mai apucat să se bucure de Marea Unire, noi cei de azi, cu respect, abnegație, trebuie să spunem cu glas puternic că existența unui erou nu se discută, ci se afirmă. Și în consecință să depunem toate diligențele și să nu precupețim niciun efort până când și dr. Ioan Rațiu va primi, tot prin legiferarea Parlamentului, la fel ca și prietenul său, Vasile Lukaciu, cuvenitul titlu de erou al națiunii române. Fac în acest sens un apel către toți factorii politici, către cei din administrație, dar mai ales către istorici și specialiști din domeniu, pentru a aduce la îndeplinire acest deziderat, pentru că, într-adevăr, magistrala românismului Turda Maramureș sau Maramureș Turda să fie în sfârșit finalizată. Glorie eternă și respect nemărginit tuturor eroilor, martirilor, veteranilor neamului nostru românesc. Vă mulțumesc! În continuare, aș dori, având în vedere acest eveniment, să acord din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Maramureș, o diplomă de excelență domnului Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda. În semn de recunoaștere a contribuției aduse și a atașamentului față de patrie și idealurile sacre ale poporului român, a respectului pentru simbolurile naționale ale României, a sentimentelor de prețuire și cinstire a înaintașilor neamului care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenței, integrității și suveranității naționale a României, cu prilejul jubileului celor 50 numere ale revistei Ecouri. Semnează președintele filialei Maramureș a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, colonel în rezervă Ioan Bota, și secretarul filialei, subsemnatul. Aș dori să o num doamnei director, având în vedere că domnul primar lipsește. Vă mulțumesc tare frumos. Să fiți sigur că această diplomă de excelență va fi luni pe biroul domnului primar și în mod cert se va bucura foarte mult de această distinție. Vă mulțumesc tare frumos. În amintirea drumului căruțelor care am fost acum 4 ani, am făcut 2 poze tot din această sală, în care delegația noastră s-a întâlnit cu Consiliul Local și cu domnul primar, pe care aș dori tot dumneavoastră să-i le înainte. Eram aici când ați fost, așa, un sentiment, și parcă eram la 1918, ne-am întors în timp. Excepționale. Și dacă tot îs jumate maramureșan, doresc să-i las domnului primar încă un simbol al Maramureșului. Foarte mult se va bucura de aceste fotografii în care sunt membrii Consiliului Local și un grup de patrioți cântăreți din Turda. Mulțumim frumos! Sunt personalizate. Din partea Maramureșului, o sticlă personalizată cu apă tare, 28 a 4 a 2022, la mulți ani, Cristian Octavian Matei, primar Turda, Ecouri 50. Și cu o, la noi zice, vârtelniță, care e în interior.
aceeași diplomă o acordăm și domnului Ioan Roman, primarul comunei Viișoara. La fel și pentru dumneavoastră o comunicătură și din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Pintea Viteazu Maramureș, pe care eu și distinși și mei colegi o reprezentăm aici, vă oferim și un calendar, o revistă a filialei noastre și două exemplare din Tactică și Strategie, revistă editată tot la Baia Mare, de către tot de colegii noștri, membrii noștri ai cultului Regina Maria. Am emoții, Hristos a înviat. Mă bucur că în Turda sunt oameni de cultură. Sunt oameni care sunt români adevărați și care, să vă spun sincer, răscolesc în sufletul neamului românesc și este bine. Spuneam într-o discuție cu cineva că îl regret foarte mult pe profesorul Valentin Vișinescu, pentru că nu ne-am dat seama în timpul vieții domniei sale ce greu este să cauți în biblioteci, în arhive, să scoți la iveală, cum zicea Arghezi, din putregaiuri și noroi și să aduci publicului lucruri extraordinare. Domnul Emil m-a cucerit prin revista domniei sale încă de anul trecut și îmi spunea de multe ori ce greu este. Și am zis, domnul Emil, hai să punem și noi umărul. Și noi, Comuna Viișoara, începând din luna februarie, mi se pare, am pus umărul ca această revistă să continue. Pentru că nu vă dați seama ce nevoie mare avem noi, cei de la țară, și nu numai cei din mediul rural, și cei din orașe, de o revistă de cultură. Nimeni nu mai pune bazele pe cultură, toată lumea fuge după bani și n-are timp. Oamenii ăștia au timp să caute, oamenii ăștia au timp să se lepede pe sine pentru noi și noi nu apreciem. Eu îl felicit pe domnul Emil și întreaga redacție. Domnul colonel, vă mulțumesc, mi-a făcut o surpriză, n-am știut că mă duc încărcat cu daruri. De aia este și surpriză. Deci se pare că astăzi de sărbătoarea izvorul tămăduirii eu am fost tămăduit. Vă mulțumesc încă o dată, vă felicit pe toți și vă mulțumesc și mulțumesc tuturor turdenilor pentru că îmi place să mă întâlnesc cu oameni de cultură din Turda, că tot timpul am ce învăța. Și învățând eu, transmit și la alții. Credeți-mă, mă voi lăuda că am fost invitat astăzi la această manifestație și în continuare voi face propagandă acestei reviste. Și vă rog și pe dumneavoastră să îl sprijinim pe domnul Emil, pentru că foarte puțin dintre noi dau mult și cer puțin. Vă felicit și vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Să știți, domnul primar, că eu am avut mai mari emoții decât dumneavoastră. Asta este. Aceeași diplomă de excelență ne face plăcere să o înmânăm doamnei profesor Ana Sevan, directorul Casei de Cultură Turda. Sentimentul că nu merit, vă spun sincer. Când știi că merit un lucru, ai emoții, e prea mult. Da, acolo e și sticla mea, da, da. Nu, asta nu e a mea, nu, e alt nume. O să o așez frumos în vitrină și nu o să las pe nimeni să atingă de ea, nici aceea. Vă mulțumesc tare frumos, vă mulțumim că sunteți aici, mulțumesc tare mult. O să o pun în vitrină și o să o mai păstrez multă vreme. Mulțumim din suflet, foarte frumoasă surpriza. Bună.
strategiile și dumneavoastră și inclusiv din revista Asociației Noastre. Culex et honor să mergem înainte. Vă mulțumesc tare frumos. Mă întorc puțin la domnul Roman și o să dau eu un argument pentru care dumnealui este astăzi aici. Domnul Roman, domnul primar Roman, este astăzi aici pentru că în urmă cu vreo câțiva ani m-am dus în biroul dumnealui cu o chestiune administrativă care n-avea nici o legătură cu nici un cuvânt scris în zona literelor, al istoriei, a culturii, să zic așa. Am început cu problema administrativă pe care eu o aveam și am sfârșit prin a citi împreună versuri din Eminescu. Avea cele mai bune titluri, a fost un titlu de poezie de care eu nu știam și am citit-o împreună. Vă mulțumesc pentru că susțineți revista, pentru că sunteți aici și că iubiți poezia. A fost cea mai frumoasă întâlnire într-un birou de primărie pe care am avut-o vreodată. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Aceeași diplomă se acordă și domnului Emil Hălăștoan, redactorul șef al revistei Ecouri, care o merită pe deplin. Bineînțeles că îi dăm și dânsului, deci medicamentul, că îi indica să se ia de 3 ori înainte de masă, pe zi, da. La noi în Maramureș să zice acum, zice că doctorul zice că dacă ești beteag și bei pirule, îți trece în 7 zile, dar zice dacă bei horică, îți trece într-o săptămână. Așa că alege fiecare. Mă simt onorat pentru acest semn de recunoaștere, îl consider eu, a eforturilor întregului colectiv care de peste 4 ani muncește pentru ca această revistă să apară lună de lună, lună de lună să transmită cunoștințe și informații, multe dintre ele inedite din istorie, din literatură, din arte plastice, din domeniul colecțiilor și a colecționarilor, din domeniul credinței. Deci le mulțumesc tuturor și, cum am spus, îl consider un semn de recunoștință pentru întregul colectiv. Revistei Ecouri și, ce să spun, în afară de sincere mulțumiri, parcă mai mult ce aș putea să spun. Mulțumesc! Cu drag! Deci, țin să vă spun că atât eu cât și colegul, prietenul meu și colegul de școală, Emil, suntem produsul Școlii Generale numărul 6, mă scuzați că am emoții, devenit ulterior Avram Iancu. Acolo am avut parte de o pleiadă de dascăli extraordinari. Aș dori doar să trec puțin, să-i amintesc pe învățătorul Ioan Mucea, pe profesorul și ulterior directorul și mai apoi cetățeanul de onoare al municipiului Ioan Groza, pe dirigintele nostru... Domnul profesor Valer Surciu, al cărui nume îl poartă astăzi Galeria de Artă din Turda. Exact. Sau pe istoricul care cred că nu mai are nevoie de prezentare, Valentin Vișinescu. În memoria acestora și a școlii extraordinare și a faptului că s-au ocupat și au avut, nu am cuvinte să le mulțumesc. În semn de respect pentru aceasta, dorim să-i acordăm o diplomă de excelență domnului director de atunci, profesor Ioan Bembea. Vă rog, domnul director, sau domnul profesor, mie mai mult îmi place titulatura de dascăl. Cred că poate e mai cuprinzătoare. Din tot sufletul și cu tot respectul din partea noastră. Și eu zic că cu totul ca așa fată, mai ales că ai făcut la pe seara, s-a venit la altă, regret că s-au pregătit la această
Deci, totodată, vă rog să primiți din partea noastră cu cele mai... Așa. Și doresc să vă amintesc, atât dumneavoastră, cât și colegului și prietenul meu, cum arăta tabloul de absolvire atunci, drept pentru care vă înmânesc câte un exemplar al tabloului de absolvire. Pentru care mulțumesc mult postului școlar, cu minte și promițător, că vremea bună de dimineață se cunoaște. Strălucea încă din anii de școală. Domnul profesor, trebuie să recunosc că n-am mai fost cu minte. Da. Mulțumesc, ce să mai spun. Nu ca să nu lungim mult vorba. Felicitări pentru ceea ce ați prezentat aici. Mulțumesc. Aici a mai trecut un strălucit băimărean care ducea în puternicirile la Alba Iulia, când eram eu primar, dar a ajuns la închisoare. E vorba de fostul ministru Traian Decebal Remeș, care a fost întâmpinat când eram eu primar aici, a trecut cu o delegație numeroasă spre Alba Iulia și a ajuns apoi ministru și a ajuns la închisoare. Pentru că așa e în politică. Când e sus, când e jos. Vă rog să primiți și aceste mici atenții din partea noastră și vă mulțumim frumos. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. O frumoasă revedere în interiorul sesiunii de comunicări. Eu zic să vă mulțumim tare frumos, eu zic să mergem mai departe și să vă rog așa să respectăm sau cel puțin să adormecăm disciplina sesiunilor de comunicări, să vă spunem că timpul dumneavoastră pentru a susține prelegere este de 10 minute, pentru că nu aș fa deja al nostru drag coborător din biblioteci, profesor Iacim. Da. Știți dumneavoastră că e mai greu să spui multe cuvinte puține, dar și merge mai departe, adică da, după dată o să spun ce am vrut să spun. Dacă ar fi să spun eu adevărul meu, ar fi că eu aș dori să se închide toate ușile și să rămânem aici să vă ascultăm, citind, vorbind despre domeniile în care activați până de seară târziu. Urmează domnul Gabriel Babiciu, colonel în rezervă de la Baia Mare, prelegerea dumnealui Vasile Lucaciu, erou al națiunii române. Noastră, pentru că ne-ați primit colaboratori. Aș dori ca această temă care este anunțată prin program, Vasile Lucaciu, erou al națiunii române, să constituie pentru toți cei de aici un nou început. Ce înseamnă, din punctul meu de vedere, un nou început? Vasile Lucaciu a fost un om controversat. Multe din lucrurile pe care le-a făcut el au fost exprimate anterior de Liviu.
Eu mă voi opri numai asupra unor lucruri care aș dori să rămână în atenția noastră a tuturor. În primul rând, Vasile Lukaciu este declarat erou al națiunii române. Deci, România are mulți eroi, dar eroi al națiunii române sunt puțin declarați. Ce înseamnă puțin declarați? Pentru că dându-se o lege, asta înseamnă că noi, fiecare, am participat la acordarea acestui titlu prin reprezentanții noștri în Parlament. Și astfel a apărut oficial și s-a pus pe un piedestal pe care îl merită acest erou. Asta e una. Dar de ce al națiunii române? Deci, insist, nu al României, nu al statului român, ci al națiunii. De ce al națiunii? Pentru că exact cât sărbătoriți dumneavoastră, adică noi toți acum, un semicentenar al unui vis, că așa a pornit domnul Emil cu un vis, să facă ceva, o revistă, și i s-a îndeplinit un vis. Așa, acest erou a ajuns să fie declarat erou pentru că cineva a visat la acest lucru. Și acum, pentru că o idee generoasă a fost exprimată aici de la această catedră de către colegul meu Liviu, și anume, în pleiada de eroi ai națiunii române să intre și doctor Ioan Rațu. Pentru că drumul de la idee și până la realizare a visului este foarte mare, aș dori să vă rețin atenția cu câteva aspecte legate de acest lucru. Aveți aici reprezentanții Asociației Naționale a Cultului Eroilor din Maramureș. Sub cupola acestei asociații și a altor două entități, Renașterea și Șeșteană, cea pe care o reprezint personal, care este o asociație culturală, și Primăria Comunei Șișești, sub cupola acestor factori, am inițiat procesul care a început în 1917 și s-a terminat abia acum. Iată, pe-al cincilea an, exact 5 ani cât i-au trebuit eroului nostru să construiască o biserică de piatră, a cărui simbol este unic în țară și în lume. Este dedicată această biserică unui ideal, idealul național avut de Vasile Lukaciu. Prin urmare, Vasile Lukaciu este erou al națiunii române pentru că 50 de ani a trăit în secolul naționalităților. Istoricul Ioan Scurtu
a spus că acest secol al naționalităților nu coincide cu secolul, să zic, numerologic, ci că el ar ține din 1820 până în 1920, adică exact după ce s-a întâmplat și a avut loc pacea de la Paris. Iacătă, Vasile Lukaciu a trăit în această perioadă de formare, de cristalizare, de conștientizare a unității naționale. În al doilea rând, nu numai că a trăit în această perioadă, a fost simbolul unității naționale române. Cunoașteți teoriile legate ce înseamnă popor, ce înseamnă națiune și așa mai departe. Ei, națiunea română s-a cristalizat prin acțiunea lui, iar ceea ce s-a petrecut în perioada în care el a trăit n-a fost altceva decât conștientizarea românilor, indiferent unde au locuit, că fac parte din aceeași națiune. Revin și subliniez două aspecte. Unu, pe timpul vieții lui el a fost cântat în doine. A fi cântat în doine înseamnă că a intrat în conștiința poporului. A intrat în conștiința cui? A națiunii. Asta e una. A doi. Al doilea lucru. El nu se vorbește acum, dar se va vorbi. Se va trezi un Bălcescu care să scrie istoria lui la nivel academic, așa cum a fost scrisă istoria lui Mihai Viteazul. Nu se poate altfel. Trebuie, pentru că acest erou a intrat în conștiința neamului său. Încă din vremea lui, lucru care cu siguranță nu știți, nu, asta nu înseamnă că nu aveți cunoștințe vaste despre el, pentru că nu se face public și nu a fost interesa nimeni să scoată la iveală. În Craiova, teatru din Craiova a jucat o piesă de teatru în timpul activității, în timp ce el era martir în zona în care a trăit. Acum, ce mai vreau să rețineți? Vasile Lukaciu nu este exponentul Ardealului. Vasile Lukaciu este exponentul ținutului administrativ denumit Partium sau părțile ungurene, care începând de la 1541, când s-a format Principatul Transilvaniei și a devenit de sine stătător, începând de atunci, acest ținut reprezenta partea de graniță dintre Principat și Austria. Și atunci, ce s-a întâmplat cu memorandumul lui Rațiu și al lui Vasile Lukaciu? Nici despre acest lucru nu se spune, istoricii nu spun, nu știu de ce, li frică. De ce? De ce trebuie noi, ceilalți, să spunem bună oră? Zona Brașovului, zona Banatului, a fost împotriva acestui memorandum. Singurii care au fost constanți, perseverenți în
a respecta programul Partidului Național Român din Transilvania și Ungaria a fost Ioan Rațiu și cei doi mari patrioți români, Badea George și Vasile Lucaciu. Badea George fiind nimeni altul decât Pop George de Băsești, viitorul președinte al adunării de la Alba Iulie. Iar acum doresc să vă mai rețin atenția asupra următorului lucru. Etapele de parcurs pentru acest demers pe care vă rog să fiți părtași, să contribuiți cu toții. Pentru mine, când mi-a dat telefon deputatul Bota din Baia Mare, că deja s-a intrat în ședință în plen pentru a se discuta această treabă, a zis, hai să ne rugăm să se aprobe. Pentru că în 2018, când s-a făcut inițiativa legislativă la propunerea noastră și cu implicarea a doi deputați, unul din Cluj, Oros, fostul ministru agriculturii, care are originea din Șișești, care prin familie a perceput ce înseamnă în conștiința națională Vasile Lucaciu. Prin urmare, etapele sunt grele și multe. Senatul a zis nu. Nu vă dau detalii legate de ce. Nu. Unul mic vă spun, că tare multă vreme în România Ministerul Culturii a aparținut altcuiva. Cine are urechi să audă. Mergem mai departe. Senatul a zis nu. Ce facem? Continuăm mai departe. Am făcut o lucrare care se numește chiar așa. Vasile Lucaciu, erou al națiunii române. Lucrarea respectivă a fost înmânată tuturor celor care puteau să cunoască ceva și să contribuie la vot, numai la lansarea cărții la care am avut onoarea să vină și Oros, i-am dat 60 de bucăți ca să dea la parlamentar să ridice mâna sus în cunoștință de cauză. Nu, hai domnule, ridică mâna. Nu, să vezi de ce. Iar ca să închei această chestiune, vreau să vă spun atât. Din punctul meu de vedere, votul covârșitor din Camera Deputaților, de ce în Camera Deputaților? Regulamentul de funcționare a camerelor din Parlament dau garanțiile sau dreptul ca o anumită lege, forul decizional să fie în camera respectivă. Prin urmare, refuzul din Camera Senatului n-a fost definitiv. S-a trimis, deci după ce s-a terminat, deci 2 ani de zile au durat de la inițiativă și până la vot, s-a înaintat dosarul la Camera Deputaților. Au trecut alți 2 ani de zile, deci din 18 până acum, până în 8 martie, când s-a aprobat. Și atunci, opinia mea la care
m-am referit eu mai înainte. Din punctul meu de vedere este o minune dumnezeiască. Și ca să nu bat apa în piuă, vă citesc din ce considerente spun că e o minune. S-ar putea să... A doua treabă. Zic că această minune este răspunsul cererii divine din partea lui Vasile Lucaciu, când pe frontispiciul bisericii din Șișești a pus placă de marmură care a fost așa, închinată pentru sfânta unire a tuturor românilor în 1890. În momentul acela, de atunci, de când a murit Vasile Lucaciu și până acum a trecut un secol, iată, după un secol, divinitatea dă răspuns acestui simbol, acestei idei. Nu doresc să vă mai rețin atenția cu multe din lucrurile pe care mi le-am propus, pentru că s-ar putea, nu mi-a făcut semn colegul, dar am zis să... N-am văzut. Iartă-mă. Apreciez că l-am rugat să-mi facă semn că... Așa. Bun. Deci, ideea este următoarea. La domnul Emil am să-i dau ceea ce am adus și eu, cu precizările de rigoare. Unul dintre elemente, am adus documentul din 1075, primul act scris prin care există referire concretă la Ardeal. Se scrie, o spus Liviu, nu știu ce, nu l-am văzut nicăieri. V-aș ruga, domnul Emil, după ce îl vedeți, vi-l dau și așa mai departe, poate că cu ce prindeți de aici, așa, nu știu ce, să faceți un editorial legat de chestiunea asta. Domnilor, vă doresc să aveți visul împlinit pe care l-am avut eu legat de Vasile Lucaciu prin declararea doctorului Ioan Rațiu, erou al națiunii române. Vă mulțumesc!
O să vă mulțumim tare frumos, domnule Gavril Babiciu. Vreau să vă spunem că și să vă invităm ca materiale pe care noi să le prezentați aici, să le transmiteți și redacției revistei ECO, respectiv domnului Emil Hălăștoan, pentru ca aceste materiale să apară în paginile revistei în numerele care urmează. Iar acum și aici urmează domnul Gheorghe Neag, colonel în rezervă din Baia Mare, cu un material care se cheamă Viață de Turdean, prezentat în fix 10 minute. Îmi cer scuze, o să vă rog să ținem microfonul, pentru că ai noștri colegi de la presă ne spun că e păcat să nu capteze sunetul și să nu se poată face înregistrarea corectă. Deci domnul Babiciu are 7 volume de Șișești, Vatră, Străbună și încă 2 sau 3 cărți legate de Vasile Lucaciu. Vreau să spun că în 1892, ca parlamentar român în Parlamentul de la Budapesta, Vasile Lucaciu a început să vorbească în limba română. Președintele plenului, domnule, în această locație nu s-a vorbit niciodată în altă limbă decât maghiară. Lucaciu a spus, atâta timp cât inima mea clocotește românește și sângele meu clocotește tot românește, numai în românește voi vorbi. A vorbit 3 ore și jumătate în limba română. Cer scuze. Despre invitarea mea la acest simpozion, mulțumesc tuturor. În primul rând, tânărului meu coleg, copilului nostru, zicem, un copil venit după noi, care suntem cam din antichitate. Eu ieri am împlinit 80 de ani, așa încât dacă emoțiile mă încearcă să înțelegeți. Așa. Vorbind de cuvântul ecou, ecou cuprinde o rezonanță. Titlul sau subtitlul ziarului, revistei, cuprinde cultură, istorie și alte categorii. Deci, ecouri înseamnă rezonanțe din activitatea celor care au trecut înaintea noastră, așa, din activitatea cea prezentă și, mă rog, cea viitoare, pentru care ecourile transmite mesajul corespunzător. Eu sunt nemulțumit că am ajuns foarte târziu să citesc această revistă, dar aici vreau să exprim dorința mea ca când ies din această sală să fiu abonat la această revistă. Nu știu în ce formă se poate sau cum, dar asta doresc. În continuare, să încerc să fiu cât mai scurt, să înțelegeți viața unui moț din Munții Apuseni, din comuna Horea, și ce a însemnat 8 ani de viață în Turda pentru el, pentru mine. De fapt, eu despre Turda am avut cunoștință în 1948, când fratele meu mai mare, cu 10 ani, mi-a prezentat, băi, fii atenți unde suntem noi, comuna Horea, plasa Câmpeni, județul Turda. Deci în 1948, din câte știu, atunci a fost un edict administrativ în care Turda n-a mai fost județ, dar mă rog. În 1956, după ce am terminat 7 clase în comuna Horea, am pornit către Turda, unde un verde al meu lucra la fabrica de sticlă în Turda. În 1956 eu nu am văzut, până atunci n-am văzut tren în viața mea. Ca să mă aducă la Turda, mama, pe tata a murit în război, băi, nu mă știu cu de asta. M-a dus seara la Câmpeni, la tren, m-a așezat pe mocăniță și a venit singur la Turda să trăiesc la oraș. Sigur că am intrat la școala profesională sticlărie din Turda, unde, ca și copil venit, nu aveam opinși că
le lăsasem acasă în urmă cu vreo 3 ani, cât eram în clasa 5-a. Dar pentru că erau copii din toate colțurile, să zic, a județului sau și a țării, noi cei din Munții Apuseni eram etichetați cu formule: măi mocane, măi moțule, măi țopule, ce știi tu, ce faci tu, ce vrei tu. Am suportat în primul an sau în primele 3 trimestre această etichetă, până când din anul 2 elevul Neac Gheorghe a apărut la gazeta de perete, la fruntaș, la învățătură, cu un tablou, cu un bloc de desen și un teu. Și acolo am stat următorii 2 ani. Sigur că s-a mai îmblânzit agresivitatea celorlalți colegi, dar intrând și înțelegându-ne unul cu altul din ce zonă suntem, viața a fost frumoasă. Rețin din activitatea mea că oricine a trăit în Turda poate și amintește de vremurile de atunci, 1956-59. Rețin că în activitatea noastră ca elevi am mers organizat la teatru, Teatrul de Stat din Turda. Rețin și acum prima piesă pe care am văzut-o, Omul cu mârțoaga. După aceea au mai fost Surorile Boga, Filumena Marturano, cred că au mai fost și altele, dar astea mi le amintesc, foarte, foarte sincer. A fost începutul unei dezvoltări a minții celui venit din Munții Apuseni, că viața e mai complexă și mai largă și mai plăcută. Alte evenimente care le pot menționa, de citit am citit. Citisem și de acasă până am terminat 7 clase, am participat la un concurs Prieten al Cărții. Și acolo am citat eu o poezie examinatorului bibliotecarei Bărbat Rozalia. O poezie de esenii, nu știu în ce împrejurări, dar și am primit insigna de Prieten al Cărții. Bucurie pentru băiat. Îmi amintesc că m-am îmbolnăvit, aveam dormitor aici pe Avrameancu. Nu știu cum arăt acum așa, în ce direcție. Și am stat 7 zile în infermerie. Înainte de asta știu că la parterul teatrului sau în apropiere era o bibliotecă județeană cu un bibliotecar minunat. Era în vârstă, dar vorbea atât de frumos și atât de plăcut de... Nu puteai să nu-l iubești. Am cerut Contele de Monte Cristo. Mi-a dat primul volum, după 3 zile m-am dus după al doilea și pe când am terminat cu boala, citisem Contele de Monte Cristo în 2 volume. Nu mă laud, este un adevăr absolut. Alte activități, mai mergeam la film ca elev, în sfârșit, știu că am vizitat și Salina. Ne-au condus acolo niște meseriași care cunoșteau toate canalele pe acolo, toate, și mare minune că nu s-a întâmplat nimic atunci. Deci, în școala profesională, mi-am notat eu aici, așa, sper să nu... Da. Ce vedeam când aveam liber duminica? Veneam și noi în oraș, copiii. Rețin și e un semn de întrebare pentru mine, că în piață, chiar aici în piața, în spatele centrului, se organizau hori sau jocuri pe comune. De la Frata, de la Ploscoș, de la Ceanu Mare, erau roata așa împrejur și cântau un ceteraș, un țigan, să zicem, și oamenii jucau. Era excepțional și m-am gândit, măi, poate ar fi niște culegători actuali să pomenească despre momentele alea când oamenii, cu toate că viața nu era ușoară, dar știau să și petreacă. Sunt momente pe care eu le simt la suflet. Bun, am terminat școala profesională și repartizat sticlar, suflător la țeavă la fabrica de sticlă Turda. Au fost 4 ani, nu zic grei, dar nu ușori, în care am simțit ce înseamnă viața de muncitor în 4 schimburi de
de dimineață la 6 până la 12, 12, 6 seara, 6, 12, noaptea și... Concomitent am urmat și liceul seral. Am zis, măi, dacă nu sunt stare să fac un an, doi de liceu, atunci ce mai? Am terminat liceul cu... după 4 ani și o spun cinstit, literatura mi-a plăcut. Limba română, istoria, filozofia, mă rog. Și am avut un coleg care era coleg cu Ion Alexandru la Cluj. Zice, mă, hai aici că intri la... Măi, nu știu eu ca voi, nu pot eu să... Poate reușesc, m-am gândit, dar dacă nu reușesc cu bursă, ce fac? În perioada respectivă au fost pe teren oamenii de la Ministerul de Interne care selecționau tineri pentru școală. Au venit și la mine și mi-au prezentat ce avantaje. Păi când mie îmi dă și bursă, îmi dă și uniformă, mă și cazează și în plus era și o bursă, bani în mână. Măi, cum să mă duc? Cine să-mi dea mie să, dacă reușesc la filologie? Cine mă ține în facultate? Și m-am dus acolo, am terminat școala de ofițer, am lucrat 39 de ani în poliție, sunt pensionar de vreo 20 de ani și concomitent, se știe, asta am urmat și facultatea de drept 3 ani. Am terminat facultatea și acum hai să mă laud, dar nu am cu ce. Am fost și doctorand în drept, dar numai 2 săptămâni, că am luat temă, dar a venit al doilea copil în familia noastră și celălalt nu era numai de 1 an și 2 luni. Așa că am renunțat la doctorantură și am rămas așa. Pentru mine rămâne însă un moment din viața mea în Turda cu totul și cu totul deosebit. Eu am fost un creștin. Mama întotdeauna nu uita de Dumnezeu și roagă-te la Dumnezeu când poți și cum poți. În Turda, după ce am intrat în producție, am mers într-o zi de înviere la catedrală. La catedrala asta aici, în apropiere de centru. Eu așa simțeam atunci, când vedeam un om pe stradă în oraș, mă, ce știe ăsta de Dumnezeu? Cine știe ce face? Numai umblă, numai cine știe... ce e în gândul lui. Am mers la catedrală și am asistat pentru prima dată la ceea ce Domnul Părinte ne-a făcut, să ne-a prezentat nouă, să zicem tot, când cupola catedralei a răsunat de Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Sincer vă spun, m-o prind fiorii. Uite mă, asta e Turda, catedrala era plină. Deci și ăștia sunt creștini, și ăștia se roagă lui Dumnezeu. Parcă a fost o revelație pentru mine acest moment, care în continuare m-a călăuzit și eu și în momentul de față, nu fac nicio laudă, că ar trebui mult mai mult să fac, dar în fiecare dimineață îmi zic rugăciuni și cu gândul la Dumnezeu sunt. Așa, ce aș... Da... Cât am stat la Turda în 5 ani, am stat în 6 locații ca și chiriaș. Și am reținut și de acolo viața așa cum a fost și cred că am înviat. Nu să vă răspundați.